Hai să vedem ce ai făcut acolo, cu și vă dați seama unde ai început lucrarea. Destul de greu, dacă este, pot să iau chiar și unelta să vă fac demonstrație. Să păi îți dai seama, hai, iau, undu-ți. Haideți încoace. Hai încoace, nasule, să vezi, să te arăt nasule. Cum se procedează la noi. Mă duc să iau... Ia unelta. Unde rețea tu, în casă? Lucrăm cu două unelte. Nu o ține în casă, o ține în hol, că te-am auzit. Cu două unelte lucrăm nașurile, uite. Stai așa, hai să... Unde lucrăm? Ce ai făcut? Ah, stai așa, că ceva ai făcut aici. Cum să nu? Hai că ți explic imediat cum stă treaba, cum stă lucrarea. Ce e aici? De aici ce? E o grădină complicată asta, e situație foarte complicată. Viața asta e o situație foarte complicată, viața asta. Fii la mine, nașurile, ăsta e teren. Stai așa. Nașurile. Deci tu chiar te-ai apucat de agricultură, n-ai glumit. Păi da? Așa. Păi ce crezi că eu dorm aici? Bun, ce ai făcut aici? Ai săpat? Eu am săpat cu asta. Uite, asta e cazma, se numește. Cazma, așa. Cu asta am săpat aici, nașule. Rămâna cu o greblă, a netezit aici terenul. Bine că mai trebuie luat un pic la sapă, știți? A netezit terenul. Uite, facem așa. Aruncăm pe aia acolo, că nu are nimic, că nu-i de hârtie. Și o luăm pe asta, nașule. Începem și săpăm. Uite, așa să sapă, nașule. Uite, nașule. Uite. Bine, acum e ușor, dar a fost mai greu când am spart prima dată de acolo. Uite așa se face, nașule. Uite. Ia uite nașul, uite așa, să ia mărunt, eu pot să iau și mare, uite așa, bucată mare, dar mai greu îl întorci. Aha. Când e mare, când e mic, uite, intră și cazmaua, cazmaua intră mai ușor, ia uite nașul, ia uite ce se face nașul. Uite nașul, când ai venit, să iei roșii, nu mai cumperi pe piață, vii și îți dau eu nașul roșii. Da, da. Fie da. Ți le dau gratis, nașul, că ești nașul meu. Dacă eu văd vreo roșie aici, aia... Da. Ce-i, dacă vezi vreo roșie? Nu, nu cred că se poate așa ceva. Nașule, îți place cum iese? Așa, iese bine, să zicem. Iese interesant, nașul. Și ce vrei să pui sau care e ideea? Aici să pun. Că până acum ai plantat iarbă în toată curtea, dar asta ți-a ieșit. Asta a ieșit, nașul, am plantat eu. Așa, zi-mi ce pun, lasă că am văzut că sar. Pe ce să mai am văzut? Cum se face lucrarea, normal. Și cu aia ce faci? Normal să faci așa, uite, să faci lucrarea așa. Iau lopata asta, nașule. Am o grămadă de gunoi cu alea. Stai. Am o grămadă de gunoi, de cal. De aici. Ce? La ce ne trebuie asta? Ca să îngrașăm terenul. Hai la grămadă. Nu se face roșia fără... Mă, ta dacă nu mănânci bine, poți să mergi pe drum? Nu. Ei, vină așa și roșia. De unde ai făcut rost de asta, de gunoiul ăsta? Vină încoace, de aici, la vecini. Ți-a dat? Ia acum, ia uite gunoiul. Dar de ce ți l-a dat? Special pentru asta sau? Da, special l-am luat. Ia uite nașul. E gunoi, uite de gunoi, uite gunoi și acolo am adus. Dar nu-l luăm din ăsta, că trebuie să fie putred gunoiul. Așa. Ăsta rămâne pentru la anul. Băgăm aici. Aha. Și luăm din misteria statului. Ne împrumutăm la Uniunea Europeană. Uite nașul. Așa, să ia gunoi. Păi, cu... să ia gunoiul nașule. Cu vola. Și se duce aici, să nu cazi în groapa asta, că am început să sac. Doamne, câte gropi e aici. Și să ia gunoiul ăsta, vine aici, nașul. Ah. Nașul, și aici, să face așa mai nașul. Dar la fiecare strat, știi? Cum trebuie adică? Făcut. Uite așa. Dar nu se face după ce sap tot, să dai cu gunoi? Sau cum? Da, normal trebuia dat înainte, nu aveam cum să dau pe iarba asta. Nu. Să răzui toată iarba asta. După nu. Ce sap, dai pe toată suprafața. Nu, trebuie să-l dai înainte ca să-l bagi în pământ, înăuntru când desfurzi, când sapi. Am băgat și eu, dar na. Și acum se face așa, nașul. Se dă iar din nou. Deci așa se procedează. Se face iar, nașule, un strat, uite așa, de pământ. După care, normal, așa trebuia să fac, da. M-a întârziat pe mine prea mult, știi? Având în vedere că n-am mai fost săpat de suce ani de zile, mamă, zic, să vezi ce tare ești aici, dar nu se poate face. Dar am avut noroc că a venit ploaia, știi? Statul era tare aici, nu merge. Te-a salvat ploaia, a? M-a salvat că mă ia pe mult. Uite așa nașule. Uite, vezi? Aici adunga asta, de ce crezi că a rămas? Aici e opera lui Ramona, că Ramona când a fost și a plecat, la pâine s-a apucat că aici că desfundă și ea. Așa. Și a desfundat, a desfundat aici și până aici unde se vedea uscat, ea a făcut porțiunea asta. Asta a făcut-o ea. Dar uite-te că a făcut-o bine. Uite-te că a făcut-o... Am făcut o adâncă, ți-a băgat bine, a băgat cazmaua bine, m-a văzut pe mine. Eu acum am făcut cu satul și recunșez aici. Că trebuie unit cu grădină, între ele. A, sunt două grădini aici? Nu, deci cu
două pușii. Da, da, da. Dar trebuie unii să fie desfundat total. Când este, nu mai fie loc liber între ele. Să fie de acolo până acolo. Uite, fac așa. Eu acum aici, uite, și-am salvat grădini. Nașul, uite. Uite, vezi ce... Vezi că pe locul e tare? Da. Ai o tehnică... Uite, mai nașul. Ia uite nașul. Ia uite nașul, să vezi agricultură, nașul. Nașul. Ne aduce și o antenă de aia satelit. Să lucrăm pe satelit. Lăsă-mă ori, dacă facem grădina, ai trecut la satelit. Grădina, dar facem, le aduce ceva special, măi, nașul. Gata, Artur, gata, lasă așa. Uite, îți place, nașul, îți place? Vezi, dai seama. Hai, ca cu tine aceea de sus, ori. Hai, lasă așa, zice. Ce... Măi, nașule, m-a întrebat cineva, băi, Artur, dar ce pui acolo? Zic, sămânță de sticlă de lampă. M-a întrebat un milițant ăsta cu rup. Pui ceapă, momentan, a noastră. Bine că pui roșii. Pun și roșii, eu vreau să pun și roșii. Dar Ramona, știi ce a zis? Ce a zis? Zice, normal, dar roșii ce trebuie apă multă, ce către roșii trebuie udată. Dacă roșii nu le uzi, n-ai făcut nimic. Degeaba le pui. Păi așa, și? Noi cum n-avem apă, noi trebuie să cărăm apă de la furtună ca să audem roșii. Dacă e secetă. Înțelegi? Și aici așa, pentru că locul este așa cum este, să luăm vreo 15-20 de fire de roșii să avem pentru noi anul ăsta, roșii, și restul să punem ce apă. Anul ăsta, că se face ceapă. Da? Și de la anul o să-l punem cu roșii. Pentru păi că ce faceți cu ceapa? Toamnă îl mai desfund odată, tot așa, și îl las așa. Și gerul, din cauza gerului de la iarnă, o să degere fiecare rădăcină. Uite, fiecare rădăcină asta de iarbă, asta va degera, dacă e ger. Dacă degera asta, la primăvară mai trage iar încă o dată o săpătură, să vezi atunci ce să faci, zici că faci nisip. Zici că desfunzi în nisip atunci. Și atunci poți să pui roșii. Atunci să fac șanță frumos și să pune roșii. Pe șanță. Știi? Și ce faci cu ceapa? Roșia e mai pretențioasă ca ceapa. Da? E mai, mult mai pretențioasă. Roșia, dacă n-ai pământ adecvat pentru ea, risc să nu se prinde. Așa. Dai și bani degeaba pe ea și nu se prinde. Dar ceapa iese. Deci faci o grădină de ceapă până la urmă. O să fac o grădină de ceapă și... asta și o să pun și câteva fire de roșii. Și la ce ne trebuie ceapa? La mâncare. La mâncare. Nu, am crezut că faci ceva special, un vin sau ceva. Dacă se face multă, că știi cum este și ceapa în cantitate, că e în cantitate prea mare și ai ceapa în cantitate mare. Și în momentul când o scoți din pământ, dacă nu o întinzi undeva la soare sau ia nici el soarele, că e umedă, scoasă din pământ atunci, și o pui toată grămadă undeva, într-o cameră, să zic, într-un beci, într-un ecoș și răcoros, se strică. Da? Se strică ceapa într-o săptămână, nu mai e nimic. Se putrezește toată. Ea trebuie să fie uscată bine, bine la soare, curățată de foile alea, de frunzele alea, ca să nu mai tragă seva din ea. Și după aia, după ce e uscată bine, bine, atunci o ieși și eventual, normal, ceapa să pune în pod. Dar tu n-ai, ai pod. Ba da. Ai pod, dar nu cred că poți să pui în pod. Ba da. Ba da, dar știi cum? Se bat pe căprioare aia, se bat niște scânduri invers, transversale, dacă urmezi, știi? Uh-huh. Și peste scândurile alea să pun ceva și să pun ceapa sus. Că da. Sus în pod stă altfel, stă uscat. Acolo poți nici nu mai trebuie să mai întinzi la soare în curte, că vă dați seama câtă căldură este în pod să usucă singură ceapa. Da. Bun, deci asta ceapă e de... dacă mai e... Bun, acum... ceapa multă, poți să mă și dau la care are nevoie. Întrebarea clasică. Ce găsesc data viitoare aici când vin? Pe locul unde e săpat acum, cu grădină. Ceapă trebuie să găsești. Ceapă? Da. Nu schimb planul. În loc de grădină facem piscină sau ceva. Nu, lasă dracu de piscină, facem și piscină. Facem. Era bun dacă aveam o piscină să fi pus ceapa pe piscină. Nu, o să fie grădină aici cum a fost odată. Da? Uitați-vă că eu am început cândva să pun niște pone aici, uite-i coada. Dar m-am lipsit când am văzut cum s-a prins, am trecut pe timpul ăsta. Păi, dar i-ai udat și tu, ai avut grijă de ei? Da? Și nu s-au prins? I-am udat și ploaie, am udat și eu. Și o să fie, oricum. Deci noi aici, în grădina asta, făceam, când trăia bunica, făceam cam la 300 de fire de roșii pe an. A, da? Ca să vă spun cum. Era, deci să vă spun și ce era. Aici, bucățica asta, atât, așa. Era un rând de flori, pe partea asta. Aici era un rând de viță și exact până cât am venit eu. Până aici era desfundat toată, dar era până în gardul vecinului acolo. Deci nu aveam poartă pe acolo în șire.
Ceea ce cred că nu o să mai lase șir acolo. Cred că o să ia pământul pe care l-am pus, mă duc cu desfundătura până acolo, cât a fost grădina aici. Și să desfințez poarta aia de acolo? Da, și o las pe asta. O las pe asta, da. Cu vecinii te... Închipuiți-vă o singură chestie, să vă spun. Deci făceam atâtea roșii aici, că venea unchiul meu, Max, în toamna. Avea o Dacie berlină și umplea portbagajul la Dacie cu roșii. Vărsa coșul cu roșii, frumos, în portbagaj. Umplea portbagajul full cu roșii, doar atât mai rămânea loc să se închidă. Portbagajul plus dădea camera pe linii de mașină, mai băga și acolo vreo 5-6 coșuri. Lucrări. Data viitoare poate mânca și o strugure, că uite, a început să dea viță așa aici din butru. Da, da. Mânca și o strugure, mânca și o prună, că uite, e prună acolo, dar și ăla. Bine, butrugă. La revedere. La revedere, uitați-vă, admirați aici că așa ceva nu mai vedeți. Poate data viitoare mă vedeți muncind la cravată, la costum, cine știe. Nu, că ești capabil. Da, nu?